Nu am avut noi nicio discuție exact. Cu Neveu, în primul rând, și în al doilea rând, eu sunt persoană publică, în al treilea rând, a văzut că a prins bine asta cu Zănoagă și cu Bobicioiu, s-a gândit că vrea să se bată în Eric. Da, e deștept. Da, eu sunt bună vedere, ca să mă folosească, doar că eu nu sunt de folosit, eu am un copil, am alte treburi, nu stau de Neveu, de cine mai... Păi asta spun mai eu, asta trebuie ție acum? Păi nu trebuie așa ceva și tocmai de aceea eu nu i-am dat niciodată niciun mesaj, nici lasă-mă în pace. Și nimic de înțeles. Da, mă, dar uitați-vă la voi. Vedeți? E doar în capul lui asta. Vedeți ce stare aveți? Să vede că e o stare tensionată. E că în loc să fiți fericiți, suntem doar obosiți. Între noi doi n-are cum să fie tensiune din cauza lui. Mai ales din cauza lui, niciodată. Nici măcar 1%. Cine a hotărât pariul ăsta că dacă pierzi, o arăți pe Simina? Ne, zici și tu. El, asta era provocarea lui. În capot. El trebuia să facă ca oaia dacă el pierdea. Ca? Trebuia să facă ca și oaia. Ah, aha. Da.